Ce se întâmplă cu partidul lui Satei? Sau credeți că Satei, Satei se Satei va a crezut că procentul din prezidențiale 7% asta e procentul lui. Dar cui era? Dar atunci a fost nu numai procentul cum jamul pentru mai a fost procentul anti-Dodon. Nu. În turul 1 oamenii totuși au votat fiecare pentru cine a considerat de cuvință. În turul 2 este deja pro sau nu, contra. Haide, hai, ca să nu vorbim mult, vreau să zic că lec de experiență politică. Și Nici el n-a făcut campania care a trebuit. El n-a știut. Dar unde a greșit el? Da, în tot ceea ce aici a făcut. În primul rând, partidul ăsta lor n-au clar o direcție. Ce vor ei să facă? Ei n-au. Că bătut în plăhăniu, co bătut de don, dar lumea obosit de bătăile și o să și mai bateți, dar unii miliard, voi toți vorgheți, bateți în plăhăniu și în unii. Ia ca a și a a a a a ajuns la două ori deptat. Pas tot a bătut în Partidul și, Socialiștilor și e, iată că... Ei în campania asta nu s-au mâncat. Ei mărs. Cine? S-au lăsat rezervă de o alianță. Pasul și cu socialiști. Și a, bătut? a s bătut? s-au bătut cu dânșul. Politica, în vedere. Nu, aur s-a bătut chiar la propriu, nu doar la figurat. Nu mai fost. Oamenii, în primul rând vreau să spun că la noi s au maturizat electoratul indiferent, nu numai unionist totuși 30 de ani de zile au întâlnit, au văzut multă lume nu poți să vii așa să crezi că lumea e spui și vrei, ai uriel acum a funcționat apăcioară. Dar cum a funcționat și nu numai la ei, la mulți. Nu. Toți uh, au aiurit și au făcut demagogii și unii au fost, au convins alegătorii, alții nu au convins uh, alegătorii. S-a maturizat uh, electoratul. Eu, eu, eu bănuiesc că uh, la era electorat mai mult tot acest vorbitor de limba rusă, așa e? Nu neapărat. Cam așa au fost, da. În primul rând, vedeți că el îi că nu l-a votat Da. Ce înseamnă că ceva acolo nu-i cum trebuie un bălț. Dacă a votat de... bălțul, el trece. Prin da. greșeală a făcut bloc. Ce trebuie să spii, partidul nostru tere... A vostru. A vostru, da. Sau, cum îl cheamă, usată-i... Da. Să-i pui numele. Dacă Dar nici el... așa nu trecea, domnule. Poate... Poate cine știe, că la șapte lume au zăcânul trei și șapte lume e greu. Poate la cinci lumea vei să mai votezi a treacă. Dar lumea nu a votat din cauza... Dar și... e de bine sau rău când a trecut el pragul electoral? Uh, în genere, cum să vă spun eu... Uh, eu cred că nu numai eu, dar și cetățenii obosit de cei care îmi să în sac și nu știe ce vrea și cum vrea. Tot faci, tot rezolvă, dar concret nimic. Ei nu au avut un program prin care, în primul rând, lumea obosit de aceste bătăi politici.